Dăm exemplu unei teme pe care mi-este foarte actuală, dar care lipsește din dramaturgia contemporană. De exemplu, o temă care mi s-ar părea foarte util și, până la urmă, care cred că ar putea duce la cercetări interesante, este tema migrației forței de muncă, pe care nu prea o văd reflectată în texte. Și cred că e o temă care ar putea crea, pe de o parte, un timp de cercetare foarte interesant legat de formule dramaturgice, legat de o scriitură actualității. Și, pe de altă parte, cred că ar reuși să producă și o analiză asupra acestui fenomen. Așadar, o temă de care s-a abuzat, care se tratează în continuu? Nu știu dacă din temele din dramaturgia, te referi la dramaturgia românească, românească, da. Nu știu, nu aș putea spune că am văzut, nu știu, 10 piese pe tema cerșătorilor sau pe tema homeless-ilor sau pe tema, nu știu, pe tema discriminărilor. Nu pot să spun că există un tip de tematică asupra căreia, să zicem, s-a oprit foarte mult dramaturgi și deja n-ar mai merita discutată. Plus, eu cred foarte mult că, indiferent cât scrii despre o temă nu se epuizează. Pentru că există formule dramaturgice diferite și există unghiuri de percepție foarte diferite. Și atunci cred că fiecare, chiar cu o temă discutată, dezbătută, aduce ceva nou, pentru că își aduce propria perspectivă asupra temei. În legătură cu promovarea textului românesc contemporan, crezi că ar trebui să existe o inițiativă legislativă, X% texte românești în teatrele din România? S-a încercat la un moment dat să se impună o astfel de inițiativă. Nu știu, eu cred că mai degrabă decât legi care să impună neapărat lucrul ăsta, cred că ar trebui conștientizat mai bine rolul textului românesc în repertoriile teatrelor. Cred că textul românesc îi dă fiecărui teatru o anumită intervenție în societatea pentru care este făcut. Până la urmă e făcut pentru un grup sau grupuri sau comunități de oameni care trăiesc într-un anumit spațiu și care reușesc să se identifice cu acel spațiu. Și cred cumva că dramaturgia românească, textul românesc, are această capacitate să-i facă pe oameni să se identifice, să se recunoască, să reflecteze, să interogheze anumite teme. Deci cred că e un demers foarte important și asta ține de o necesitate la care teatrul cred că ar trebui să se gândească foarte, foarte puternic. Numește un secretar literar care după tine ar trebui clonat și distribuit în toate teatrele din România, care e foarte... Asta e foarte greu, pentru că ideea mea de secretar literar nu se prea regăsește în felul în care e conceput această meserie în teatrele din România. Și asta, și important de spus, nu pentru că n-ar fi secretari literari care ar putea să creeze ceva autentic, dar pentru că, de obicei, secretarul literar este cel care se ocupă, cel care trimite comunicate de presă, cel care, nu știu, trimite uneori chiar programul, cel care... E mai puțin un cercetător. Cumva devalorizat. Da. Și de aceea întreb, există în România vreunul care e norocos și și-a luat propria profesie în mână? Ce întrebare grea. Nu știu, nu cred. Adică, dar asta, repet, nu vine din incapacitatea lor, ci din felul în care e construit sistemul în care ei funcționează. Adică secretarul literar nu e, cum e, de exemplu, dramaturgul în zona nemțească, da? Cel care lucrează alături de regizor, cel care cercetează texte contemporane, cel care propune, cel care are inițiativă, cel care... Sigur că aici poate, nu știu, e o discuție foarte, foarte amplă, dar e greu de spus. E greu de spus pentru că sistemul cred că funcționează cumva în defavoarea muncii de cercetare teatrală pe care secretarul literar trebuie să o facă.
Care sunt teatrele din România care sunt prietenoase cu text românesc contemporan? Sunești trei, să zicem. Păi, cred că nici nu sunt atât de multe încât să pot să numesc foarte multe. Ar fi Teatru Odeon, Teatru Național din Timișoara, teatru foarte mic, cu text românesc contemporan, mă refer. Da. Așa, și cam atât. Adică mă refer la teatre care să aibă o direcție și care să-și fi propus constant să promoveze text contemporan, adică nu doar odată, accidental, conjunctural, ci teatre care au un interes să cultive, să cerceteze în zona asta și să vadă ce se poate construi. Apropo de promovarea textelor de teatru, ce nu fac dramaturgii români și ar trebui să facă, în opinia ta, pentru ca textele lor să aibă mai multe șanse să fie montate? Nu știu ce nu fac. Până la urmă, ce ar trebui să facă dramaturgul în raport cu instituția? Eventual, poate să trimită anumite texte pe care le scrie și să se arate implicat în procesul de lucru, să își dorească să vină foarte mult la repetiții, dar problema mea e că nu e o cerere. Adică nu simt că ele, că teatrele realmente au nevoie de dramaturgi. Adică și din anumite puncte de vedere, cred că e o neîncredere în textul românesc contemporan, cred că e o lipsă de asumare a unui risc, pentru că până la urmă e un risc să-ți asumi un text, un text românesc, dar până la urmă e un risc să faci orice fel de spectacol, dar cred că e nevoie de mai multă, de mai multă constanță și de mai multă, de mai multe inițiative care să dureze și care să fie mai puțin interesate de efectul imediat, ci de o direcție care nu se poate crea decât în timp. Și pot să dau exemple de teatre foarte importante, cum e Royal Court din Londra, care în timp, în ani de zile și cu foarte multe programe, proiecte, inițiative, încredere, curaj, a reușit să fie ce este astăzi teatrul Royal Court. Nimic nu se naște peste noapte, textele foarte bune nu apar, sunt într-un birou și așteptându-te să-ți vină un dramaturg să-ți bată la ușă. Cred că e cum să spun, ar trebui să fie o mai mare colaborare între instituții și cei care lucrează sau ar putea să lucreze în această zonă, adică de scritură de text. Legat de FDR, de Festivalul Dramaturgiei Românești, numește trei spectacole care aproape că au ajuns în selecția de anul acesta din FDR. Adică la care ai avut dubii și... Primele trei sub listă. Sublinie. S-a întâmplat, nu știu neapărat să... Sigur că... neapărat am avut dubii, dar m-am gândit cât de mult s-ar potrivi ele în acest context. Cumva am încercat în toți acești trei ani să creez un anumit tip de context în care să poți să vezi cam care e rolul textului contemporan, cam care sunt direcțiile, cam care sunt zonele în care merg, cam ce tipuri de texte apar, cum un text creează o formă de spectacol. De exemplu, m-a interesat la un moment dat un text al lui Teo Hergelegiu, pe care din păcate, adică spectacolul nu a reușit să intre pentru că deja se terminase selecția și era destul de greu, dar eu cred că un text interesant care merită discutat, cele trei roxămici. Mai era o propunere pe textul lui Mimi Brănescu, care iarăși Flor, Fete, Filme sau Băieți, care iarăși era interesantă, dar cumva mi s-a părut că nu e dusă până la capăt. Erau, dar știi cum? Cred că cel mai important în momentul în care faci o selecție e să te gândești
ce vreau eu să comunice selecția din anul ăsta, ce tip de perspectivă vreau eu să imprim anul acesta. Și atunci cumva am încercat să echilibrez puțin lucrurile între structuri de texte și structuri de spectacole, cum e, de exemplu, X milimetri din Mighe Kilometri, Angeline Cărbunaiu, Rova Iva lui Bogdan Georgescu și o structură de tip clasic de text contemporan, cum e Cea natură moartă cu nepot obez, care merge într-o cu totul altă direcție. Dar cumva mi s-a părut important de dat și acest suflu, care este într-o altă direcție, dar care în același timp nu-ți, hai să zicem, unilateralizează percepția. Te lasă să vezi, bun, textul contemporan poate fi așa, poate fi așa și poate fi și așa. Care e momentul tău favorit din spectacolele prezentate în FEDERE, din spectacolele pe texte românești prezentate în FEDERE? Favorit? Da, momentul pe care îl ții minte, pe care îl ai... Mi s-a părut foarte interesant discuția pe care am avut-o după X milimetri din Mighe Kilometri, în care o tânără de 22 de ani mi-a spus că ea nu știa aproape nimic despre dosare, despre securitate, despre CNSAS și că privind spectacolul înțelege sau cel puțin încearcă să înțeleagă mult mai bine felul în care părinții ei se raportează la societatea în care trăiesc. Mi s-a părut un lucru important pentru că cred că dacă astfel de spectacole nu nasc reflecție, pariul cu ele e pierdut. Cred că reușim să câștigăm pariul cu ele și cu realitatea lor numai dacă nasc această reflecție. Știi că am întrebat-o după și am întrebat-o care a fost declicul în care ai trecut de la plictiseală la Evrica. Și a zis că a fost momentul când Mădălina a zis nu mai avem nimic. Mm-hmm. Nu mai avem nimic. Exact. Și cred că e important să... Adică textul contemporan are această forță să te pună în fața unei realități pe care o trăiești și să te pună să o regândești. Poate o știi, poate nu o știi, poate ai putea să o știi altfel decât o știi. Da, să te modifice. Ai în vedere deja câteva spectacole pentru selecția de anul viitor? Nu. Să vorbim un pic despre dramaturgia internațională contemporană. Ce dramaturgie contemporană din ce țară ți se pare cea mai fertilă, mai dinamică în momentul actual? E foarte greu de răspuns la întrebarea asta pentru că sunt zone foarte diferite de scritură. E dramaturgia germană contemporană de ultimă oră, după valul Mayenburg, care e o dramaturgie în care tema familiei e foarte interesant reflectată, tema trecerii de la copilărie, la adolescență, la maturitate, relațiile cu părinții, relațiile cu o lume pe care părinții nu mai pot înțelege. E o tematică a familiei pe care textul german contemporan o reflectă foarte bine. Sunt formule interesante de scritură în spațiul britanic. Debbie Dacher Green este una dintre autoarele foarte... să spun, foarte puternice, cu o scritură foarte personală pe care încearcă să o cultive. Iarăși textul spaniol contemporan e un text foarte interesant, un melanj între realism și suprarealism și raportarea continuă la o realitate politică, dar și la o realitate care pune în discuție această realitate politică. E foarte greu de spus, de pus accentul pe o singură zonă, pentru că sunt lucruri diferite și cumva cred că ele doar împreună îți dau dimensiunea cercetării din dramaturgia contemporană. Da, într-un fel mi-ai răspuns că asta voiam, să faci o trecere în revistă cumva. Te deranjează când dramaturgia românească importă teme din dramaturgia internațională sau din realități din alte zone sau chiar din, nu știu, din realități prezentate în filme sau...
Nu aș putea să spun că mă deranjează. Până la urmă, fiecare își alege propria tematică, propriul își cultivă, cum să spun, necesitatea de a scrie despre ceva. Deci cred că asta ține de fiecare. Sigur că mi se pare că dacă alegi să scrii un text, pentru mine personal, cel mai important e ca el să reflecte realitatea în care trăiești tu. Dar asta e o opțiune personală. Cred că alegerile pot fi multiple și că atât timp cât ele sunt bazate pe un interes real, nimic nu le exclude. Am zis mai vreau de film. Fă-ne o recomandare, un film care te-a impresionat recent. Un film. Separation. Mai am două întrebări și da. La ce scrii acum? Care e tema care te obsedează pe tine în perioada asta? Eu acum termin un text care o să aibă în curând premiera. E vorba de un text care continuă un demers pe care l-am început acum 2 ani despre Mineriadă. Am scris acum 2 ani un text despre evenimentele din 13-15 iunie 90, un text care se numește Capete în fierbântate. Cu Alexandru Potocean, regia lui David Schwartz și acum cu David Schwartz și Alexandru Potocean și o echipă extinsă de actori am gândit un proiect care are în centru Valea Jiului. Valea Jiului după disponibilizările din masive din 97. Cumva mi se pare foarte important, mi s-a fost important să vorbesc despre un tip de comunitate care e pe moarte, dar care în același timp ar avea, cred eu, resurse să mai trăiască. Ce facem cu toate lumile astea care încet, încet par să dispară și par să nu-și mai găsească locul? Există, le putem reprezenta prin teatru, le putem face vii, le putem construi, le putem reconstrui. Și cumva la asta am lucrat. Sigur că mai am în plan ceva, un proiect care nu mi-e foarte, foarte, încă nu e foarte cristalizat, dar care vreau să merg puțin pe, cum să spun, zona copilăriei contrafăcute și zona educației contrafăcute, în care nu mai discernem între ce e obligatoriu și ce nu e obligatoriu. Cumva e o temă care pe mine mă obsedează mai de mult timp, dar recunosc că încă nu am găsit formula. Apropo de asta, văd copii care, la care se translatează accentul englezesc de la subtitrări, de la cum se cheamă, de la dublaje. Mm-hmm. Și wow, e extraordinar! Mm-hmm. Da, exact. Mie mi se pare, nu știu, asta poate e obsesia mea mai... mi se pare că zona asta de teatru pentru puști, pentru adolescenți, pentru copii, în România e foarte puțin explorată. Adică nu există texte pentru zona asta. Dacă cineva vrea să vadă un text scris, gândit pentru niște puști de 16 ani, eu personal nu știu la ce să-l trimit în România. Deci nu pot să spun, tu te să vezi. Și cumva mi se pare că e o zonă foarte interesantă, care ar merita mult mai puternic explorată la nivel de teme, de construcții dramaturgice, de... Și încerc așa cumva să pun pe roate și un proiect de genul ăsta, dar să vedem.